În data de 16 decembrie, la sediul central al ADR Sud Muntenia din municipiul Călăraș, a avut loc o conferință de presă. Tema întâlnirii cu mass media locală a fost ultima ședință a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia din acest an. Președinții de consilii județene din regiunea Sud Muntenia au fost prezenți la eveniment, printre aceștia numărându-se și cel al Călărașului, Vasile Iliuță. De asemenea, la întâlnire a participat și primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, în calitate de reprezentant al consiliilor municipale din județ. Invitat de onoare a fost Vasile Silvian Ciupercă, cel care an la rând a fost președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională. Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională s-au reunit pentru a dezbate și vota proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi, care au vizat raportul de activitate al ADR Sud Muntenia pentru anul 2021, dar și condițiile în care agenția își va derula activitatea în anul 2022. Ne bucurăm să fim astăzi în fața dumneavoastră, mai ales în această nouă casă a Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia. Și dați-mi voie să vă prezint invitații și participanții de astăzi de la Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Domnul președinte Adrian Gâdea, președintele Consiliului Județean Telorman și președintele în exercițiu al Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia. Bună ziua! Domnul președinte Cornel Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, domnul președinte Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița, un invitat de onoare al nostru, este vorba de domnul președinte Vasile Silvian Ciupercă. Ziua. Să spun așa, recordmenul ca durată și evident și ca realizări în președinții regiunii, a deținut timp de 3 ani această funcție și, evident, gazda noastră, să spun așa, județul Călăraș, domnul președinte Vasile Iliuță. Bună ziua! Este o reuniune importantă? Și încerc scuze, și județul Giurgiu este reprezentat de domnul vicepreședinte Ian Culescu. Este o reuniune importantă a noastră, a regiunii Sud Muntenia, e reuniunea de sfârșit de an în care se va face analiza activității regiunii, a agenției, stadiul în care ne aflăm cu proiectele în derulare și, evident, pregătirea pentru anul 2023, pentru programul operațional regional 2021-2027 și pentru toate celelalte provocări pe care regiunea le are în față. O să îi dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Regional, domnul Adrian Gâdea, pentru a vă transmite gândurile de la cel mai înalt nivel al regiunii. Domnule președinte. Mulțumesc, domnule director, s-a avut și o prezența dumneavoastră. Așa cum spunea și domnul director, ședința de astăzi este una de sfârșit de an, un bilanț al activității anului 2021, o activitate derulată de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia de astăzi, sunt câteva proiecte importante, proiecte în urma cărora dorim să armonizăm modificările legislative care au apărut și care au sporit atribuțiile agențiilor de dezvoltare regională, să armonizăm raportat la actele administrative pentru buna funcționare a acestor agenții de dezvoltare regională și mă refer aici la două lucruri extrem de importante. Primul se referă la ordonanța 122, în urma căreia toate ADR-urile au devenit autorități de management, și a doua ordonanță apărută acum două zile, pe data de 14 decembrie, ordonanță în urma căreia se descentralizează o parte din PNRR și mă refer aici la trei piloni importanți, pilonul legat de educație, de sănătate și pachetul de asistență socială care vor fi gestionate de către Agențiile de Dezvoltare Regională. Un lucru important, și spun asta pentru că va eficientiza foarte mult activitatea ADR-urilor, va eficientiza foarte mult activitatea tuturor unităților administrative teritoriale din regiunea Sud Muntenia,
În sensul că se va câștiga foarte, foarte mult timp. Dacă până la apariția acestor acte normative exista o singură autoritate de management și toate proiectele mergeau la această autoritate, odată cu apariția acestor acte normative și transformarea sau prin faptul că toate ADR-urile au devenit și autorități de management, se scurtează foarte mult timpul de analiza proiectului, în sensul că 100 de proiecte care înainte mergeau într-un singur loc, acum se vor împărți în locuri, ceea ce nu poate fi decât un lucru benefic, pentru că timpul se scurtează, analiza proiectelor se va face pe o perioadă mult mai scurtă și implicit implementarea acestora se va realiza de asemenea pe o perioadă foarte scurtă. Ne interesează foarte mult aceste aspecte, cele legate de timpul de analiză și de implementarea proiectelor, pentru că urmează un exercițiu financiar extrem de important, 2021-2027, un exercițiu financiar în urma căruia dorim să atragem cât mai multe fonduri europene, să putem depune cât mai multe proiecte pentru a realiza investiții care să ducă la condiții mult mai bune de viață, de trai pentru cetățenii comunităților din regiunea Sud-Muntenia. Am avut o discuție și o să continuăm această discuție în perioada următoare cum toți colegii președinte Consiliului Județene să găsim soluții astfel încât să venim cu proiecte regionale, cu proiecte care să aibă caracter regional. Mă refer aici la proiectele care au legătură cu infrastructura, dar și celelalte care au legătură cu zona turistică, pentru că vor fi fonduri în acest sens. Vreau să felicit pe domnul director, să felicit întreaga echipă din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională, pe toți colegii președinte Consiliului Județene primari, pentru faptul că în 2021 gradul de absorbție la nivelul ADR Sud-Muntenia este de 95%, un lucru extraordinar. Până la sfârșitul exercițiului, până în 2023, cu siguranță vom atinge procentul de 100%. Și un lucru iarăși extrem de important și se datorează în totalitate colegilor din cadrul agenției, domnului director, colegilor din aparatul de specialitate, este cel legat de faptul că ADR Sud-Muntenia este agenția cea mai avansată din punct de vedere al procedurilor pentru aprobarea noului program operațional regional 2021-2027. Suntem agenția cea mai avansată din acest punct de vedere. Undeva în primul trimestru al anului 2022 se va aproba acest program operațional regional, astfel încât începutul trimestrul 2 să poată fi depuse solicitări de finanțare. Sunt lucruri extrem de importante care s-au derulat în această perioadă și vă asigur că împreună cu colegii am discutat să depunem toate eforturile, să facem tot ceea ce depinde de noi, pentru că și în exercițiul următor al programului operațional regional cu toate acțiile de finanțare, dar și în perspectiva programului național de relansare și reziliență, să putem accesa cât mai multe fonduri pentru la nivelul regiunii Sud-Muntenia. Mulțumesc încă o dată, am vrut să fiu foarte scurt și să scot în relief principalele lucruri care s-au întâmplat la nivelul adresului Muntenia. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salutăm și prezența domnului primar al municipiului Călăraș, domnul Marius Dulce. Domnule primar, mulțumim mult pentru prezență și așteptăm un cuvânt de la dumneavoastră în calitate de gazdă acestei reuniuni importante. Da, mulțumesc, domnul director. Mă onorează prezența mea astăzi aici. Este clar că avem un parteneriat cu dumneavoastră, pentru că avem de dezvoltat și de implementat atâtea proiecte în Călăraș și cu siguranță nu vor fi ultimele. Am lucrat și lucrăm bine cu adresul Muntenia, pentru că ne dorim să dezvoltăm Călărașul. Fiind la noi aici, în Călăraș, semnul dumneavoastră ne onorează foarte mult și ne ajută foarte mult și împreună vom construi și vom dezvolta orașul. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, domnule președinte, domnule primar. Și acum tot în calitate de gazdă o să-l rog pe domnul președinte Iliuță să transmită mesajul Sudului. Domnule președinte! Mulțumesc, domnule director! Bună ziua! Salut prezența colegilor președinți de Consilii Județene, a invitaților. Spun bine ați venit la Călăraș. Călărașul astăzi e centrul regiunii. Prin prezența
colegilor președinți și trebuie să spunem că am sunt singurul președinte la al doilea mandat de regiune. Restul sunt președinți noi. Așa că cred că sunt cel care am pus bazele împreună cu domnul director și cu echipa ADR-ului 300 Muntenia să construim acest spațiu destul de generos și frumos pentru ce înseamnă proiecte, ce înseamnă analize și ce înseamnă dezvoltarea regiunii. Cred că la ora actuală județul Călărași și pe o traiectorie bună, putem să spunem că suntem beneficiari ai multor finanțări, începând de la spital, drumuri județene, anvelopări, dotări. Deci noi suntem, să spunem, județul care am revenit, să spunem, la normalul după 2016, să intrăm și noi în competiție cu județele care aveau cele mai multe proiecte. Și aici trebuie să mă uit puțin către Argeș, către Dâmbovița, cei care erau mai performanți în a depune proiecte și a fi beneficiari ai fondurilor europene prin Agenția de Dezvoltare 300 Muntenia. Nu pot să spun decât un singur lucru, cum a spus domnul președinte Adrian Gâdea, suntem norocoși că reușim să absorbim 95% din fondurile pe care a fost pe pilonul 2014-2021. Asta înseamnă că banii europeni sunt pentru dezvoltarea județelor, sunt pentru dezvoltarea localităților din județul pe care îl reprezentăm și cred în continuare că împreună vom reuși cu echipa ADR-ului să continuăm această dezvoltare. Și încă o dată mulțumesc colegilor că astăzi au poposit la Călăraș și împreună să fim o gazdă bună. Vă mulțumesc, domnul director. Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță că sunt oaspeți de seamă ai noștri și nu-i prinde foarte des. Așa că suntem gata și să ascultăm și mesajele reprezentanților județului Dâmbovița. Domnule președinte, dacă ne puteți transmite un mesaj. Mulțumesc mult, domnule director. În primul rând vă spun și eu bună ziua. Mulțumesc mult pentru primire. Așa cum au spus și colegii mei, domnul președinte de la Telemann, domnul președinte de la Călăraș, cred că este o onoare pentru noi să fim astăzi împreună la sfârșit de an pentru a pune bazele viitorului an din toate punctele de vedere. Anul viitor va fi un an în care va fi o competiție și trebuie să o spunem, și o spun chiar eu astăzi la Călăraș, va fi o competiție în primul rând între noi, între județele din această regiune și în ultimul rând o competiție între regiunea noastră și regiunile din România. Cred că trebuie să fim mai ambițioși decât până acum, cum a spus domnul președinte, 95% din atragerea fondurilor europene și să depunem cât mai multe proiecte, pentru că în fiecare județ nevoile sunt foarte mari și, în ultimul rând, dezvoltarea comunităților locale cred că este benefică pentru fiecare regiune. Vreau, în final, să felicit pe domnul director Liviu Mușat, vreau să felicit aparatul tehnic din agenție, și fără a folosi cuvinte mari, sunteți o echipă puternică și o echipă care efectiv a pus suflet în tot ceea ce noi beneficiem în fiecare județ și pentru dumneavoastră și pentru cei din sală și pentru cei de acasă un an nou mai bun, multă sănătate, că avem nevoie cu toții mari după această perioadă foarte grea și începând cu anul viitor să promitem noi președinții Consiliului Județene că vom veni cu foarte, foarte multe proiecte la dumneavoastră. Doamne ajută și mult succes! Mulțumim, domnule președinte! Mesajul județului Ialomița, domnule președinte, este, chiar dacă va fi ultimul mesaj, va fi cel... Mulțumesc mult, domnule director! Vă salut și eu! Salut pe toți colegii mei președinte de Consiliul Județean, vreau o invitație, reprezentanții mass media. Am încercat să fac ceva fără masca, dar a doua zi, probabil că o să avem un cod în jurături și atunci prefer să rămân cu masca și să vorbesc așa cum este legal astăzi în România. Da, am trăit momente
ne mai întâlnite fiecare dintre noi în această perioadă de pandemie. Dincolo de asta, vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți dumneavoastră aici, în Călăraș, aici este sediu ADR-ului. Vorbea domnul președinte Corneliu Ștefan despre competiția dintre județe și este normal, este benefică, dar probabil că ar trebui să gândim mai mult și să ne gândim la ceea ce înseamnă până la urmă rolul ADR-ului și anume de a elimina discrepanțele de dezvoltare dintre toate localitățile din cadrul Agenției de Dezvoltare. Sunt convins că împreună vom găsi cele mai bune soluții pentru fiecare dintre cetățenii din regiune. Să vorbim mai mult despre cetățenii din regiune și mai puțin despre cetățenii din județ. Mulțumesc frumos! Mulțumim, domnule președinte! Într-adevăr, una din atribuțiile principale ale agenției, potrivit legii 315 din 2004, este aceea de a contribui, evident, sub coordonarea directă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională, la diminuarea disparităților dintre comunitățile acestei regiuni. Și mai mult, este lucru care am văzut că îi preocupă foarte mult pe reprezentanții județelor, acela de a identifica proiecte parteneriat, fie că vorbim de proiecte de interes economic, fie că vorbim de proiecte de interes social. Sunt convins că astfel de proiecte nu vor întârzia să apară în perioada următoare, așa încât să putem vorbi că regiunile și evident pe mine interesează regiunea Submuntenia, există și de facto. Deci avem această reprezentare prin proiectele pe care le vom propune. Domnule vicepreședinte Anculescu, câteva cuvinte din partea județului Giurgiu, vă rog. Mulțumesc, bună ziua. Vă spun și eu, vă transmit un mesaj din partea domnului președinte Beanu. Astăzi am poposit la Călăraș și mândri să vedem deschiderea acestui sediu. Vă spun și eu că conlucrarea cu toți domnii președinți de Consiliul Județean este foarte benefică și Doamne ajută, spor la treabă, că nu ne mai vedem în anul nou cu bine, sănătate mult. Mulțumim, domnule vicepreședinte, și evident, cu siguranță că toți așteptăm mesajul domnului președinte Vasile Silvian Jupercă. Așa cum a spus, ani de zile președintele regiunii de dezvoltare Submuntenia și un membru activ al vieții regionale, al cetății pe care încercăm să o construim la nivelul regiunii Submuntenia. Bine ați revenit la Călăraș, domnule președinte, și așteptăm cu mult interes mesajul pe care dumneavoastră îl veți transmite. Prezentarea este foarte provocatoare. Evident, da, că salutul meu este continuat și de o apreciere pe care o am asupra, evident, a sensului, rezultatelor și impactului pe care proiectele derulate de-a lungul anilor au creat, pe de-o parte, o identitate regională și este meritul fiecărui președinte care a înțeles repede, după câteva luni de mandat, ce importantă este instituția, ce importantă este această viziune de a gândi dezvoltarea nu numai la nivelul limitelor unui județ, ci a gândi la nivel de regiune dezvoltare. Ca cetățeanul din Dâmbovița, care vede fiecare zi un munte, dar vede, da, care pleacă în teritoriu și vede și Dunărea, vede și Câmpia Bărăganului, vede și Argeșul. Sau un cetățean de aici, de la Călăraș, care merge spre munte și poate că uneori nici nu știe că este cetățean al unei regiuni care cuprinde și pe cei din Prahova și pe cei din Argeș și pe cei din Dâmbovița și pe cei din Călăraș și din Teleorman. Această identitate regională este un proiect. Până la urmă, fiecare dintre dumneavoastră aveți un program de reziliență personală, de adaptare la schimbările rapide ale lumii. Iar agenția sigură are asta, știu și este meritul directorului Liviu Mușar și al echipei că au de mult un program de reziliență, de adaptare la ceea ce este provocator în lume la nivel de dezvoltare regională. Conceptele s-au dezvoltat foarte mult, s-au extins, iar regiunile, deși în România au un trecut relativ tânăr,
ele sunt din ce în ce mai dinamice și sunt dinamice și prin calitatea proiectelor și prin calitatea oamenilor și mai ales prin acest efort de a împinge, da, relevanța proiectelor spre cetățeni, percepția cetățeanului că este și el contributor și este și el partener într-un efort de dezvoltare regională. Vreau să mai spun un lucru, am participat și acum cu mulți ani în urmă la inaugurarea primului sediu, care a fost ales la, și la momentul alegerii Călărașului de sediu al agenției, ca expresia faptului că oamenii recunosc că nu sunt unii marginali în regiune și alții sunt în centrul regiunii. Discuterile de atunci în legătură cu rolul pe care joacă capitala pentru această regiune continuă și astăzi. Capitala încă absorbe resurse umane, resurse materiale, inteligență, așa, resurse de antreprenoriat, da, resurse de inovare, prea mult lăsând, da, județelor care fac parte din regiunea noastră, lăsând câteodată la goluri care se umplu foarte greu. Întoarcerea din mediul universitar al capitalei înapoi este încă un proces pe care trebuie să-l gândim și să-l gândiți dumneavoastră cu cea mai adecvată strategie. Nu este normal numai să fie un exod de la Călăraș sau de la Ialomița, să fie un exod spre capitală sau spre alte capitale și orașe mari ale Europei, să fie și un exod invers. Pentru că exodul invers aduce aici experiență, aduce competitivitate, aduce inovare, aduce un stil de viață, aduce exigențe. Cred și cu domnul director Liviu și cu ceilalți domnul președinte, cu domnul Iliuță, gazda noastră, am discutat de multe ori despre nevoia de a ne gândi la cetățeni. Ei trebuie să fie raportați. Proiectele noastre trebuie să ajungă mai bine și mai pregnant, să lase amprente puternice asupra cetățenilor din această regiune. Ei trebuie să înțeleagă că sunt aparținătorii unei entități pe care trebuie să o construiască împreună. Dacă pierde această conștiință a identității regionale, atunci sigur se pierde foarte mult și se încetinește un ritm pe care îl dorim mult mai accelerat. Mă bucur foarte mult și vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Mă bucur foarte mult că există un sediu modern, o extindere a sediului și sper, așa cum spuneam ieri când am sosit cu președintele de la Ialomița, cu domnul Marian Pavel, sper ca un proiect viitor să facă în fiecare capitală de județ din regiune, să facă un sediu al, da, al centrelor care se preocupă de conceptul acesta de dezvoltare regională, așa fel încât vizibilitatea acestei instituții să fie mai puternică și fiecare cetățean să aibă tangență cu impactul unor proiecte care s-au derulat sau sunt în derulare la nivelul regiunii. Fiecare dintre dumneavoastră și tuturor vă doresc ca propriul program de reziliență, de adaptare la provocările noi moderne să fie unul de succes. Agenția are un propriu program de adaptare și de acomodare cu ce înseamnă exigențele momentului și eu sunt convins că resursele și sursele puterii agenției stau în calitatea umană, nivelul de pregătire, nivelul de studiu a ceea ce este tendință modernă. Încă o dată, sărbătorile care vin să nu ocupe tot locul preocupării pentru viitorul activității acestui important pol de dezvoltare pe care îl reprezintă ADS-ul Muntenia. Felicitări tuturor și numai bine! Mulțumim, domnule președinte! Evident că după ce am aflat gândurile reprezentanților județelor care formează regiunea de dezvoltare sub Muntenia, dacă dumneavoastră aveți întrebări, suntem la dispoziția dumneavoastră. Nu sunt. Oricum, dacă sunt, noi suntem aici, în permanență, suntem... Acum, dacă nu sunt întrebări, poate sunt întrebări de la noi, că de dumneavoastră, domnule director. Da? Sau către președintele... Suntem la dispoziția dumneavoastră. Fondurile viitoare... Mare parte din ele sunt partea de componentă deci verde și albastru, componenta. Partea de dezvoltare pentru drumuri, infrastructură și tot ce înseamnă sănătate, învățământ, monumente istorice, poate să prindă o mulțumire a regiunii. Domnule președinte, dumneavoastră. Sigur că și în viitorul program operațional regional sunt cele două componente. Și partea legată de infrastructură rutieră, în special drumuri județene, dar și partea legată de reabilitarea monumentelor istorice,
acum recent a fost aprobat programul de eficiență energetică, acel ELENA, pentru care am devenit parteneri fiecare dintre unitățile administrative teritoriale din cele 7 județe cu instituția Consiliului Județean pe de o parte și Consiliul Județean partener cu Agenția de Dezvoltare Regională. A fost o perioadă în care a existat o incertitudine în ceea ce privește aprobarea acestui program. S-a aprobat. Este și astăzi pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind aprobarea acestui program. Deci sunt fonduri importante care vin și pe acest segment al eficienței energetice, fonduri importante care vin pe ceea ce are legătură cu zona verde, pe ceea ce înseamnă eficiență energetică, dar și pe partea de infrastructură rutieră. Și eu cred că pe partea de infrastructură rutieră ar trebui să implementăm proiectele într-o perioadă mult mai scurtă comparativ cu exercițiul financiar 2014-2020, pentru că a fost acea ordonanță de urgență 85, sper să nu greșesc numărul, în urma căreia s-au acordat sume importante de bani pentru primăriile municipiului ședință de județ, pentru celelalte primării de oraș, dar și pentru consilieri de sene, să-și pregătească documentațiile pentru a câștiga timp. Adică să pregătim documentațiile, inclusiv demararea procedurilor de licitație cu clauză suspensivă, astfel încât în momentul în care se semnează contractele de finanțare să fie emis ordinul de execuție, ordinul de începere a lucrărilor, ceea ce nu poate fi decât un lucru benefic. Deci răspunsul este unul pozitiv, domnul președinte Ius. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu. Un proiect pe care Călărașul propune pentru regiune e un proiect pe digul de la Dunăre sau pe lângă digul de la Dunăre, să vedem dacă apele române ne va permite să putem să plecăm de la Petești, să ajungem prin județul Călăraș, continuăm cu Giurgiu, să ajungem la Telorman pe zona digului de la Dunăre, să putem să facem un drum verde, un drum cu acces pentru bicicliști, pentru autoturisme până la 7 tone, și să putem să găsim zonele cu încărcarea pentru biciclete electrice, pentru mașini electrice. Drumul acesta, pentru că sunt fonduri, aproape 37% din banii alocați sunt pe zona verde, să putem să implementăm un proiect regional, domnule președinte, ca propunere viitoare, în analiza dumneavoastră, să o gândim împreună, să alocăm, să spunem, acestui proiect important pentru regiunea Sud-Muntenia. E foarte corect ceea ce spune. De fapt, am spus și la începutul intervenției mele că am avut discuții și o să continuăm aceste discuții pentru aceste proiecte cu impact regional care să aibă legătură cu 2, 3, 4 județe. Și proiectul legat de zona Dunării va fi unul sau poate fi unul din aceste proiecte cu caracter regional. Iată că la nivelul regiunii, deja chiar dacă nu pomenim termenul, se poate vorbi despre o sinergie. Este comandamentul, este ceea ce ne interesează din banii limitați pe care avem la nivelul regiunii, să încercăm să-i valorizăm cât mai mult în astfel de proiecte. Evident că și zona de nord a regiunii cu partea muntoasă, sunt convins că și acolo există preocupări comune pentru dezvoltarea, în special pe partea turistică. Domnule președinte Ștefan, dacă aveți câteva... Nu? Da. Deci există și pe partea... Da, domnule Trica, cum spuneți? Bună ziua tuturor. Având în vedere faptul că, iată, s-a dat ordinul de începere a lucrărilor la pasajul Drajna, cred că regiunea are nevoie de o bandă de circulație rapidă între Ialomița și Călăraș, între Slobozia și Călăraș, pentru că infrastructura permite, drumul este drept, iar construcția acestei benzi lărgite sau chiar două benzi pe sens este extrem de necesară. La nivel de ADR, cum vedeți acest aspect? Că tot vorbim de rută și cerul. O să încerc să vă răspund. Da, poate fi. E mai discutăm de ceea ce înseamnă drumul național. Unul, doi la mână. Gândiți-vă că în momentul în care se va da în folosință podul de la Doila, noi, la Slobozia, o să avem o problemă foarte mare.
putem gândi două benzi pe sens de la Brăila până la Călăraș, dar ce o să faci un singur port peste Ialomiță, cu două sensuri giratorii la ieșire din Slobozia. Noi va trebui să găsim o soluție de asta discutată la nivel guvernamental, pentru că stând de drumul național, cu o centură a municipiului Slobozia și două benzi pe sens de la Brăila până la Călăraș și cu un al doilea port peste Ialomița, care să preia tot tranzitul care vine din zona Moldova și să ce către autostradă pe Trebuie și Constanța. Reacțiune care trebuie discutată la guvern. Dacă mai sunt intervenții. Bună dimineața, Marius Lătrei, este numele meu. Am o întrebare legată de regionalizare. A fost o discuție acum câțiva ani, văd că în ultimul timp a fost abandonată această discuție. Ce vis-a-vis posibilitatea, eventualitatea rolii acestor discuții de regionalizare în România? Probabil că este o chestiune care ține tot de guvern. Suntem astăzi într-o formulă de guvernare, într-o coaliție care are peste 70% ca și pondere în Parlamentul României. Discutăm de reforma constituțională. Și acolo, cu siguranță, își va găsi locul și regiunea. Va trebui să analizăm foarte bine câte paliere de administrație vom avea în România și care este rolul regiunii. Am fost de curând într-o vizită în Danemarca. Ei au început reforma administrativă în 70, de la 1200 de municipii, rămânând de 70 la 293, iar în 2007 de la 293 la 98. Noi în 81, nu? Am făcut cu totul altceva, iar Ialomița și Călăraș au devenit două județe diferite dintr-un, două județe distincte din trupul acelui județ. Probabil că va trebui să discutăm despre ceea ce înseamnă regiune cu o zonă de administrație, cu o zonă de proiecte integrate la nivel de regiune. Dar Iași este o decizie care ține de guvern, decizie politică, probabil că asta ne întrebați în calitate de lideri politici județeni. Eu zic că se va întâmpla lucrul ăsta, că mă întrebați pe Maria Fără. Aș veni și eu în completare la acest curs, domnul președinte Marian Faber. E necesar pentru că un proiect depus astăzi depunem, ca să putem să reușim, fiecare județ își depune proiectul lui. De ce n-am depune un singur proiect pe 5 județe sau pe 7 județe, dat, să spunem, componenta pe care o dorim cu toții aceeași. Dar astăzi trebuie să avem 5 direcții de 7 direcții de dezvoltare, să depunem fiecare județ și să venim și să avem ieri probleme la fiecare județ cu parte. Așa, dacă era, depuneam un singur proiect pe regiune și regiunea cuvinte acele 7 județe, plecând cu un drum județean sau plecând cu renovarea spitalelor pe componenta de sănătate pentru toate cele 7 județe. Așa că, la momentul ăsta, continuăm proiectul, așa cum a spus și domnul președinte Marian Pavel, prin modificarea Constituției, în primul rând, și după aceea venind pe partea de a putea să reușim ca această regiune să aibă conducere proprie și să gestioneze, să spunem, cele 7 județe. Deci să înțeleg că din partea celor 7 președinți de Consiliu de dorință și deschiderea în continuare a discuției. Da, există din partea tuturor președinților de Consilii Județene această dorință, pentru că am putea să gestionăm mult mai ușor proiectele viitoare europene care se dezvolte întreaga regiune. Și ca o scurtă completare, sigur că nu te poți opune și n-ai cum să nu fii de acord, pentru că, așa foarte, foarte pe scurt, scopul acestei descentralizări este acela de a duce decizia cât mai aproape de cetățean. În momentul în care ai o poziție de demnitate publică rezultată în urma unor alegeri, în momentul în care o comunitate te-a votat să îi reprezinți pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, sigur că este extrem de important ca această decizie să fie cât mai aproape de cetățean. Și nu ai cum să te opui unui asemenea proiect, pentru că până la urmă descentralizarea sau scopul principal al descentralizării, ăsta trebuie să fie cel de a duce decizia cât mai aproape de cetățean. Aducând decizia cât mai aproape de cetățean, sigur că lucrurile se simplifică foarte mult, pentru că astăzi sunt foarte multe situații raportate la atribuțiile pe care le au, spre exemplu, președinții de Consiliul de Țene. Sunt lucruri care țin
de cu totul și cu totul alte instituții și sigur că cetățeanul de rând vine la persoana cea mai apropiată. Și persoana cea mai apropiată este fie primarul, fie președintele Consiliului Județean. Ori în momentul în care atribuțiile tale sunt limitate, sigur că nu te poți implica în rezolvarea acelei probleme. În momentul în care această paletă a atribuțiilor se răzește foarte mult, în sensul că se vine cât mai aproape de cetățean, cred că nu poate fi decât un lucru benefic. Mulțumesc! Am să vă mai rețin cu o întrebare, dacă îmi permiteți, având în vedere depopularea multor localități rurale în ultimul timp, dacă vedeți oportună comasarea unor comune mai mici, dacă este mult mai eficient, inclusiv din punct de vedere al atragerii de fonduri guvernamentale sau de Europa. Cred că scopul principal este acela în legătură cu faptul că sunt foarte mulți care au plecat în stânga și în dreapta. Scopul este acela de a crea condiții în acele comunități, condiții care se ducă la ceea ce cu toții numim civilizație. În momentul în care într-o localitate, din zona rurală, spre exemplu, ai toate serviciile asigurate, apă, canalizare, un cabinet medical reabilitat, modernizat, dotat, drumuri reabilitate și modernizate, cu siguranță oamenii nu vor mai tinde să plece către zona urbană, având toate condițiile acolo. Cred că ăsta este primul lucru pe care trebuie să-l facem și scopul este acela, așa cum spuneam și mai devreme, de a atrage cât mai multe fonduri urbane, fonduri guvernamentale, pe diferitele programe care permite punerea unor asemenea proiecte, să creeze aceste condiții și, sigur, într-o etapă ulterioară poți gândi și lua în calcul o eventuală comasare a unor comunități administrative teritoriale. Dar cred că lucrul cel mai important este acela de a veni cu aceste proiecte care să genereze condiții normale de viață, de civilizație. Dan Bălbuie, Radio Fresh FM, o întrebare. Astăzi toate discuțiile sunt axate pe PNRR. Și aș vrea să-mi spuneți dacă pentru dumneavoastră sau pentru județul pe care îl reprezentați, POR va fi la fel de important să veți aloca suficient de energie și resurse în accesarea proiectelor POR, precum cele din PNRR. Fiecare program este extrem de important pentru fiecare dintre noi. De ce? Pentru că scopul este acela de a identifica toate oportunitățile care să ne permită să putem depune cât mai multe proiecte. Porul este extrem de important pentru că are anumite axe care ne permit să depunem anumite proiecte. PNRR-ul este iarăși extrem de important pentru că ne permite să depunem proiecte. Spre exemplu, pe POR s-a scos componenta legată de sănătate. Va fi un program operațional, va fi un post pe partea de sănătate. PNRR-ul ne oferă această posibilitate și încercăm să găsim toate oportunitățile, fie că vorbim de PNRR, fie că vorbim de POR, fie că vorbim de alte proiecte cu fonduri guvernamentale, fie că vorbim de programul transfrontalier România-Bulgaria, care iarăși ne permite să depunem anumite proiecte în parteneriat cu unitățile administrative teritoriale din Bulgaria. Deci scopul toate sunt la fel de importante pentru noi, ca președinți sau ca primari. Fiecare este extrem de important, putem spune că POR-ul este mai important decât PNR-ul sau PNR-ul este mai important decât POR-ul. Fiecare program își are importanța lui, atâta timp când ne permite să depunem o paletă extrem de largă de proiecte, astfel încât să putem acoperi nevoile. Sunt astăzi comunități care au probleme, care au nevoi și ne interesează să identificăm toate axele, astfel încât să putem răspunde tuturor acestor nevoi și probleme pe care le au cetățenii și comunitățile respective. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, o diferență există și este fundamentală. Polul nu are niciun fel de condiționalități de reformă. PNRR-ul are. De aceea vorbeam de program personal, programul agenției. Gândirea este legată de faptul că, în paralel cu implementarea unui proiect, și domnul președinte Adrian de la Teleorman a punctat foarte bine, ai în vedere și o anumită reformă, o reformă. Atragerea populației spre înțelegerea impactului respectivei, da, investiții care se face cu sprijin european. Pentru că altfel sustenabilitatea unor proiecte nu există. Și foarte bine că România poate și în Călăraș, sunt școli în localități care, da, pe diverse programe, care s-au modernizat și ele lipsesc. Și foarte bine lucrul ăsta. Acest concept de
program de dezvoltare însoțit de reforme și de finanțări pentru diverse proiecte vine să suplinească acel tip de deficit. Investim, dar investim fără să ne gândim la eficiența investiției. România a pierdut multe resurse pentru faptul că n-a avut grijă. Ne-a lupțat să câteva școli erau de acum 15 ani. Am dat eu niște exemple unde nu mai era niciun elev, dar școala s-a modernizat. Și dacă ar fi existat la nivelul comunității un alt gând cu privire la respectiva amenajare, să facă la altceva acolo, cu siguranță că ar fi fost o investiție bună. Dacă să fie dotată, modernizată și închisă, atunci evident că nemulțumirea este imensă. Deci, diferența între POR și este și PNRR ține de această componentă de reformă, de condiționalități, care vizează ca segmentul uman care este beneficiarul investițiilor să fie participant și să devină un doar consumator al dezvoltării și să se implice dezvoltare și măsurarea impactului dezvoltării. Mulțumesc! Da, se spune că banii din PNRR vor putea fi cheltuiți cu mai multă ușurință decât banii din POR, fără atâtea justificări, fără atâtea documentații. E o abordare greșită. Și asta poate fi mai tentant pentru autorități. Nu, e o abordare greșită pentru că sunt aceleași lucruri, sunt aceleași proceduri. Licitațiile se derulează după aceeași lege, indiferent că sunt cu fonduri locale, cu fonduri din PNRR sau cu fonduri din programul operațional regional, este o abordare greșită. Probabil că cineva este deranjat de faptul că urmează aceste posibilități de accesare a cât mai multe fonduri europene și încearcă să umple cu tot felul de prostii. Nu, regulile sunt aceleași, cu atât mai mult cât vorbim de fonduri europene. Dacă ne uităm în această ordonanță, în 122, vom constata acolo că vor fi comitete care vor verifica și vor monitoriza foarte în detaliu toate aceste proiecte care vor fi derulate prin Programul Național de Relansare și Rezilienă. Și vreau să mai spun un lucru extrem de important. Tot timpul avem tendința să ne uităm către beneficiar. Fie că vorbim de Consiliul de Țean, fie că vorbim de primar. Dar, spre exemplu, vorbim de PNRR, vorbim de POR. M-am uitat în această ordonanță. Atâta timp cât există condiționalitate ex-ante din partea ANAF, atâta timp cât eu, Consiliul de Țean X, primesc aviz pozitiv după ce mi-a fost verificată documentația, nu trebuie să ajung în situația de a plăti eu corecțiile, pentru că eu am avut aviz pozitiv pe partea de condiționalitate ex-ante. Dacă ne uităm în această ordonanță, vom constata că sunt comitete care vor da aviz preliminar. Că dacă eu am aviz pozitiv de la instituțiile care au abilitatea și competența să verifice documentația și ulterior, din vari motive, unitatea administrativă teritorială X sau Y are o corecție, de ce eu ca beneficiar? Și atunci, tendința cetățenilor, tendința dumneavoastră ca reprezentanței presei, este aceea de a veni către primar și către președintele Consiliului Județean în ideea de a da explicații de ce s-a ajuns în situația ca din bugetul local să plătească o corecție de 15-20%. O abordare total incorrectă. Abordarea incorrectă rezultă din faptul că am avut verificată documentația de către instituțiile abilitate, am avut aviz pozitiv și atunci du-te în partea cealaltă să plătească corecțiile cei care mi-au dat avizul pozitiv. Gândiți-vă că în 2014, 2013, 2014 poate erau foarte multe, la momentul respectiv, foarte multe unități administrative teritoriale care riscau să aibă lacătul pus pe acele instituții, tocmai din cauza acestor corecții. Și s-au dat două ordonanțe, 14 și 15, la vremea respectivă, una pentru POR, una pe partea de vedere, în care Guvernul României, la vremea respectivă, a aprobat aceste corecții, tocmai ca urmare a faptului că documentațiile respective au fost avizate pozitiv de către ANAF. Deci asta trebuie să fie abordarea corectă și o informare corectă și e bine, și vă mulțumesc pentru această întrebare, pentru că oamenii trebuie să fie corect informați. Și o să am o discuție cu colegii, că trebuie să intervenim, să facem niște propuneri legislative, să nu ajungem în situația în care beneficiarul, indiferent cum se numește, să fie singurul responsabil în cadrul unor asemenea corecții. Mulțumesc! Am văzut că aveți o componentă de reabilitare monumente istorice. O propunere nu ar fi ca să faceți un circuit al monumentelor istorice reabilitate în care să beneficieze toate județele, adică un circuit care să țină toate județele în plin. Circuit turistic. Circuit turistic. Corect.
Am gândit și vom gândi, nu doar cu partea legată de momente, și cu partea turistică, este extrem de important să luăm foarte, foarte mult în calcul pentru următorul exercițiu financiar și componenta legată de zona, de zona turistică. Și când mă refer la zona turistică, mă refer la componenta care poate fi dezvoltată pe, pe zona Dunării, dar și la obiectivele turistice din regiune, fie că vorbim de case memoriale, fie că vorbim de anumite clădiri care au o valoare istorică. Trebuie să plecăm de la, de la ceea ce are legătură, de la istoria acelei clădiri, de la istoria acelui imobil, astfel încât să putem include în acest, în acest circuit care să aibă caracter de proiect regional. Și să fie și promovat la nivel internațional, cumva trebuie să aibă și o parte de promovare cu cărți. Cu siguranță, dar în cadrul, în cadrul proiectelor respective există o componentă care primește finanțare pentru publicitatea acelor, acelor investiții. Alte întrebări? Da, poate a trebui ca atât de autorizurile județene, poate, cât și cele locale, după ce stabilesc ele așa o listă de priorități care pot fi finanțate fie prin PNRR, fie prin POR, să facă și niște referendumuri locale, astfel încât să fie consultată și populația să, și întrebat, oameni buni, care sunt prioritățile pentru comunitatea noastră în opinia dumneavoastră, astfel încât să nu mai ajungem la proiecte precum avem noi la Slobozia, de exemplu, cu parcare subterană care încă este nefuncțională. Dacă vrei să răspund, n-are nicio legătură proiectul parcării subterane de la Slobozia, proiectul în sine, cu o implementare defectuoasă, pentru că ce s-a întâmplat acolo. Nu, nu mergem, nu dacă ai fi întrebat cetățenii de Slobozia, că nu și-ar fi dorit-o, dacă investiția asta ar fi ajuns la finalitate și ar fost un lucru extraordinar de bun. Faptul că acolo au fost probleme cu firme care au intrat în insolvență și așa mai departe, decizii administrative greșite, da, dar acum să faci referendum, eu din câte știu, pe o chestiune ar trebui să facem referendum și pe taxe și impozite locale, să facem referendum și pe, eu știu, pe legislația penală, să trebuie să facem un referendum pe ce? Domn președinte, pentru că până la urmă, totuși, dacă discutai mai devreme despre ceea ce înseamnă, sau un coleg ne-a întrebat despre reforma administrativă, despre comasarea localităților. Vreți să facem un referendum, să vedem câți cetățenilor să fie de acord să-i desfințeze localitatea? Niciunul. Discutăm de decizii pe care trebuie să le iei și referendumele sunt trecute clar în Constituție pentru ce să fac referendum. Și când te duci și consulți, poți să faci consultare publică, poți să discuți cu mass media, poți să stai 10, 15, 20 de minți luminate și să încerci să scrii un proiect care să-ți aducă plus valoare pentru cetățenii tăi. Dar să întreb de fiecare dată să faci un referendum la nivel de județ, să întreb care e direcția. Depinde pe cine întreb și din perspectiva cui îți dă răspunsul. Pe el interesează drumul din fața casei, pe celălalt interesează proiectele gen Il Camino, unde să se plimbe, să viziteze toate monumentele istorice. Da, dar sunt lucruri diferite și răspunsuri diferite. Cum o să faci după aceea să alegi tu din toate lucrurile astea care sunt prioritățile? Asta e părerea. Da. Practic, în momentul în care am pus un vot în urnă, să consideră că am delegat celor, în mod conștient, celor care mi-au atras votul și atunci am crederea să consideră partea de referendum, cred că mai bine zis este consultare. Sună puțin așa. Teoreticienii spun că referendumul era apanajul dictaturilor, autarhiilor și de asta trebuie să referim. Dar eu cred că e foarte important conștiința cu care băgăm în urnă votul în momentul în care ne alegem. Dar există și la ora actuală dezbateri publice, inclusiv vorbeam mai devreme despre ruta de la Brăila către Călăraș. A fost pe site-ul Ministerului Transporturilor planul investițional pentru infrastructură 2022-2030, în care fiecare a putut să-și aducă aportul prin necesitățile fiecărui județ în parte. Așa zice asta concret. Nu, adică ar trebui făcut un filtru astfel încât să nu facem proiecte doar de dragul proiectelor, că mai accesăm niște fonduri europene, ci respectivele proiecte chiar să fie importante pentru comunitatea noastră. Dar nici nu mai, în ce iertare, nici nu mai cum să faci proiecte de dragul de a fi făcute. Atâta timp cât nu ești eligibil pentru a depune proiectul respectiv, nu ai posibilitatea legală să intri în bugetul respectiv, să demarezi o procedură pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate sau unui proiect tehnic, adică situația în care vine curtea de conturi și te impută toată suma respectivă, știe celui care
a inițiat acel proiect. Adică nu poți demara o procedură pentru a cheltui din bugetul local, pentru a cheltui bani publici pe proiecte care nu duc către zona de eligibilitate. Un lucru extrem de important este acela de a duce decizia cât mai aproape, vorbeam de consultare. Faci consultarea și cetățenii din zona respectivă spun că îi interesează un drum național care nu intră în sfera de competențe a Consiliului Local respectiv sau a Consiliului Județean. Și intră într-o zonă în care ești arătat cu degetul, dar nu ai nicio pârghie legală să poți demara pașii necesari pentru ca acea investiție să poată fi implementată. De asta spun că e important să duci cât mai mult decizia către cetățean, pentru că tu ești cel mai apropiat de cetățean. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor!